Ce faceți, mă, oameni dragi? Bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Red Dead 2. Ia uita ce au timp și tu i-a făcut, ești nebun de gangsteri. What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So you're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. I'm heading to town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us some oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. What the fuck, man? Ce fată rară, uitați-mă la ziua, haide, că omul dă oribil la rău să-mi va pula. Da, mamă, și da, am avut o sărnașpa data trecută la clip. Vă întrebați dacă a rezolvat treaba asta cu frame-drop-ul în jocul ăsta. Băi, nu, n-am, nu se poate, nu știu, ori ceva de la mine, ori ceva de la jocul aia. Pentru că, știți care este faza? Eu anul trecut, când l-am luat, deci l-a luat-o pe Steam, același joc, frate. Așa, a mers foarte bine, 60 de FPS, foarte fără lag, adică l-am jucat de două ori, adică gândiți-vă, știi? Pa, acum văd dintr-un el, același joc, aproximativ aceleași setări, stuttering, cu aia, ești nebun, că sunt în afara orașului, oarecum merge mai bine. Când intru în oraș, zici că parcă intru un... Nu știu, Unreal Engine, mă jur, așa se întâmplă. Ia, care faza? Cine se împușcă pe acolo? Vreau să aflu și eu detalii. A, știu, da, 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 da. Vreau să mă întreb și eu cu el, adevărat. Hai! Da, of course, normal. Mamă, tău din Mexico vii? Nu știu, am încercat, frate, toate variantele posibile. Să instalez alte drivere, să fac curat în calculatura, am făcut curat în calculatura, am alte programe dubioase, nu am. Știi, adică am făcut tot ce mi-i spune tu acum să fac. Și, mă rog, avem la un dosie făcut de la 21, poate, adică e... A, nu o să mi se pare că a apărut. Because I'm a gangslinger, bitch. Exact, acum ceea ce morți ai sunt mult mai frumos să Arthur, dar ți-ai să mai... How about we raise the stakes, huh? Oh, $10? Da! Sunt, așa sunt interesant. Good call, amigo. Bă, nu! Alright, real simple. First one to hit four flying birds, wins. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ui, unde coaie? Ah. Bam. A, uite mă, mai sunt și pe aici coaie, vedeți că ăsta e hoț. Nu mi-a spus. Mamă, deja coaie sunt la conducere, băieți, oarecum am reușit treaba asta. Opa. Stupid, stupid. Eh. So you can shoot, huh? Here it is, okay? Man of my word. Appreciate it. Sure. Better watch out next time. You'll see. Ok, ok. Da, nu știu ce morții mă seară. Ce ar putea să aibă virus și spun eu că nu am. Calatorul se mișcă foarte bine, foarte rapid. Celelalte jocuri la fel se mișcă. Și Witcher 3, frate, joc toate setele pe Ultra Plus. Un mod grafică. Bă, frate, 60 de FPS ca lumea. Asta, nu știu, și nici parcă orice se taie, parcă aș face eu tot la fel.
se mișcă, adică nu prea văd un improvement. Știi, nu știu care e faza, nu știu ce se întâmplă cu el. O fi din cauza unui patch sau din cauza unui driver. Acum o să zic care, o să trezească în comentarii. Băi, dragul, și știu eu, soluția perfectă. Updatează-ți placa video. Cu siguranță o să-ți meargă mai bine. Lasă-mă, bă, știu de treaba asta, am încercat să fac treaba asta. Și ghi ce se întâmplă în momentul când fac update la placă video, frate. Poate, zic poate, împlinează treaba asta. Dar sunt foarte mari șanse, și sunt, nu că sunt foarte mari șanse, sunt șanse, ca cel de joc o să-l meargă bine cu aia. Uitați-vă și voi, na, na. Vedeți cu aia, vedeți, de unde te, de unde n-ai va apar? Stuttering-ul ăsta, când doar de, de unde apar? Oh. Fugi, 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 fugi. Mamă, mi-a sărit și pălărea din cap. Oh my god, fugi, bă, fugi. Mai bine el decât eu, bro. Da, designul misurilor din jocul ăsta e puțin cam outdated, adică te duci din punctul A în punctul B, dar... Na, asta este. Și faza nașpa la el este că, gen, mergi mult. Deci mergi mult. Da, mergi foarte mult. Morți, mă, să frate. Nu o să ne mai vedem după aia undeva, cred că pe joi, că, mă rog, luni nici nu n-am să filmez, marți mă duc la dus, sunt ocupat toată ziua, marți mai să fie, face miercuri, știi, clipul și după aia joi să le vedeți. Cam asta ia fi marele program chinezesc, știi, și... Ai de pula mea, mă, cațe și gură. De ce mi se întâmplă, de ce mi se întâmplă cu aia mie asta, ești nebun? De ce, de ce mi se întâmplă, de ce mi se, de ce mi se întâmplă mie, bro? Yeah. Mm. Mănânc mere cu aia. Și vezi că o să fac... Aoleo. Pe cum recuperez calul, te duci frumos la ăsta, la stable. Și ei dacă o încați că vă întreba ce halesc, mănânc cu măr. Mănânc cu măr pentru că mărul face pula mare, bă. Mhm. Mă, dacă e jucabil, mai jocul ăsta e jucabil acum, bine, nu mai e cum a fost, dar, mă rog, morți, mă, frate. Știi? Mama, crezi că în curge să se sânge din Asia, manage your horses, ce avem aici, Notus, Euperus, mama, ia, standard elite. Mama, cu aia mi-o. Yep, we can pick that up. Așa. Hey, for now. Bă, dar vă vi se pare că arată mai ciudat jocul ăsta? Nu știu, înainte, nu știu, mi se pare că arăta mai bine. Da, în caz să vă întrebați, da, asta v-am dat eu la niște salvări din greșeală care nu erau ca lumea. Nu mă vede, nu mă deranjează nimeni, sunt doar un turist, mănânc și ceva, după aia îmi revin, după aia mă știu la cu și plec acasă. Ce dracu să fac? Sper să văd mai bine microfonul și cum ai să să dau, ia vedem acum. Deci ia, sleep, fast travel, ia. Nu spune, a, s-a mort-o, mamă ce prost sunt, ba, mă, eu sunt prost cu aici, nebun, deci sunt ultimul prost, deci, horse overlock, frate, deci, doamne, cât de prost să fiu cu aici, deci, tu zici seama când m-am chinuit, deci, tu zici seama când, bă, tu zici seama vere când m-am chinuit, frate, și ce ușor era să mă, normal, mă, eu sunt, bă, tot timpul, frate, bă, și culmea ce că l-am jucat, de două ori l-am jucat, eu, de două ori l-am jucat. Dar nu știu, parcă am uitat de treaba asta cu aia, gândiți-vă că au, m-am jucat 1000 de jocuri. Na, se mai întâmplă, frate, nu mă judecați, vă rog, nu mă judecați. Cheamă Dark Ghost, e, face clipul ăsta, gen, se duce într-un locul ăsta abandonat, e rus tipul, probabil că și știți. Și bă, în ultimul clip, deci mi s-a părut că l-a fost, cred că cel mai horror, să zic așa, clip al lui, nu știu dacă omul face... Dacă e trus sau dacă chiar defecuiește, dacă defecuiește un faker foarte extrem de bun, dar deși nu cred. Bă, era într-o casă, frate, abandonată din secolul, de pe pavilonul. Așa, și bă, deci omul mergea, frate, și odată a... Bă, cineva l-a ridicat așa în sus. Mă jur cu aia. John? Get on. Good, and you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles,
I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Gata. Asta s-a putut să ia. Da, m-am gândit să mă duc face la tipa asta, la Big Air, să scoatem pe Jack. Hi, Arthur. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you, and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Bă arată mișto ăsta, Artur, adevărat. Da, ar trebui oarecum, nu știu, gen să-i faci și mustața, dar lasă, nu mai facem, eu facem data viitoare când e. Vreau să luăm pe fratele Jack de aici. Ce să zic, experiență de 60 de euro, mâncați și pula ta până și ce trei are grafică mai bună, mă jur. A, uite-te cum se văd cu pace, nu știu, mi se fac să văd ciudat cu aia, oricum, nu știu ce morții mă seară, ești nebun că... Am și eu bosit să mă fac, cred că o să-mi bag pula, nici o să fac asta. You want to come fishing with me? Fishing? Sure. You're right. It's about time that you started earning your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Auzi cum a fi să le sădea pe Jake ăsta să mergem la curve cu el. Uite-i seama, ca să ajungă ăsta la pizza, trebuie să urce cu scară, ești nebun. Uite-i seama cum ar fi să dai ăsta Jack din la pizza, cu aia, ești nebun. Dar trebuie să urce, că omul ăla pe scaun să ține așa, Artur așa, să pună în cârcă așa. Mamă, ce minte bun la bani și o să-mi bag pe ăla. Ia uite, ce-ar da Jack niște limbi. Bă, cu aia. Ah, ce grafică frumoasă are, să-mi bat pula cu aia. Oh, okay. You feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. Uite-te. So, just like you. Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Though your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. Been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Right. Never. This looks as good a spot as any. Ah, și noi acum puteți să mergem din nou în campul ăla, probabil, și să luăm cartea, cât de tare, frate. Așa, e, asta cu perioada că am pescuit, bă, n-am pescuit. Deci niciodată n-am putut să înțeleg pescuitul, că mi se apucă boring într-un fel, dar și te liniștește pe de altă parte, oarecum. E între, da. Ia, ce avem noi aici? Pe și tab and r. Tu... A? He? Ce-mi zice cu aia că n-am văzut? Da, bun, și dacă ia... Ai o uniță pe aici cu aia fishing rod. Pe și... Stai puțin, vede, unde e fishing rod? Aaa, uite mă, că flash-ul e aici, nebune, mi-a părea în ochi să-mi sară, dar eu prost fiind, mi-am dat seama. Scuzați-mă pe mine. Ia, ce vei aici? O, uite mă! A, mă, cu aia nu vezi că... Nu vreau ăsta cu aia... Cheese. Say cheese, Jack. Cast your line. Swing the rod back over your shoulder. Păi dacă bine. Bring it forward in a smooth motion. E foarte simplu să pescuiești. Like that?
That's it. Good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. No, am prins. Ai, mânca mie. Roade mie, căr o să-mi rozi. Ce-are, mă? Bă, e un dormitor. Nu, cu frate-mi eu, ești nebun vorbeam. Păi ne, frate, știu că n-am frate. Dar poți să-mi imaginez că am un frate, nu? Da, marți la 12:30 mă duc la Le Frizer. Și mă voi tunde. Mă tunde frizer, nu mă tund eu. Aho, mă, că... Aici, stai, uite. Mâncam o săptămână din aici, nebun. Că dacă ai peștera asta, bă, cred că, eu știu, o zi, două, nu știu cât. Dar pare mic, nu prea ce să faci din el. Cred că o zi mai degrabă. Știi care e faza? Atât de mult îți place, frate? Bine. Știi care e faza cu jocul, frate? Că... Dacă vrei să iei de ăștia pe aici de ăsta mai șmecheri, mai șmenari, trebuie să ai bait-ul mai bun, știi? Cu atât e bait-ul mai bun, cu atât peștele va fi mai bun, știi? Adică cam asta e. Și de pescuit e destul de simplu. De ce? Pentru că într-un fel simți, uite, vezi? Adică nu trebuie să faci ceva, eu știu, să fii... Că nu e așa complicat cum... Acum credeam noi că e... Că nu mai e. Și sper să n-am surprize cu filmarea după aia, să văd că n-am filmat mai nimic, că nebune scoare. Deci dacă mi se mai întâmplă odată, renunț la film. Mamă. Coai, ce sunt peștii ăștia, mă, ești nebun? Coai, ăștia mirosa lapte, ești prost. Adevărat. Uite-te și tu ce pești mici. Ia, dacă de... Dar nu mai am un alt bait, frate, de când afară decât cizul ăsta infect. I know. Born as hell. But then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit, wait, try not to worry. Cred că contează și locul unde pescuiesc. Probabil zona... Good for you? I guess. Hai, mă. Hoi. Got a stick at things, Jack. I know. I think you've got a bite. Ia, sunt chiar curios de fapt ce am prins. Cred că tot un de asta mică. De asta mare nu prea. Și ce vreau să conduc, frate? Un trabant. What are you making there? You'll see. Nu, n-am permis în caz că vă întrebați. Tot. Încă n-am permis de conducere. Bine, nici dacă n-am mașină, frate, zi stima că nu sunt acum permisul și dacă nu am mașină de peste 10 ani, ce dracu fac? Știi? Hey, look at this! And what? This necklace I made. Necklace? For mama. For mama? What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vanderlyn's most trusted associate. Mm-hmm. You've read the files. Typical case. Orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton. Agent Ross. Pinkerton Detective Agency. Seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen, this is my offer, Mr. Morgan.
Bring in Vanderlyn, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Uitați-vă, uitați-vă la Arthur. Vedeți că... No one to worry about, no one at all. Come on, let's pick up your things and get home. A vrut să ia arma cu aia, gen, dacă nu era ăsta, Jack, îi împușca. Adică, gen, deci ar avea cum un așa, gen, pregătit să ia pistolul. Și noi după aia ce facem? Bă, da, și că e față, după ce că mă urt un oraș întreg cu maica, frate, mămică nu a depistat mai devreme. Adică, nu știu, mi s-a purcat în ciudat, știi? Da, frate, să știi că chiar îmi plac merele, surprinzător. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because, well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? Mm-hmm. No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Uite-te și tu cu aia, experiență, 60 de ori experiență cu aia să mor eu. Nu știu, mai încerc să mai bag driver-ul la vic de la Nvidia. Bă, asta pot să fac, aia tot ce pot să fac, rest... Nu știu. There you are! How you boys get known? Great! We caught a fish, and I made you this necklace. Ain't that pretty? Not the luckiest... Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey. You did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing, just yet. It's just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Mm-hmm. Așa, facem cu misiunea aia cu maica, că aia vreau să-mi fac, că aia face plăcere. Nu, dar nu se simte deloc smut, mă jur. Și cu toate că eu țin frate, pe cu vâsim cu frate. Deci ar trebui să am 60 în zona asta garantat. Și nu, eu nu am 60. Nu. A, mă, ce pula mea are, mă.
Hai, că din a treia încercare merge și calul. Dacă vreți să vă luați jocul ăsta, luați-vă, frate, și nebun, dați bani pe ca să vă mai miște cu stuttering, ești prost? Păi, pe rupta lui zgurat, tau, tau, expavită, ne-a uitat, în pizda lui. Dar mă calmez acum. Că am dat 60 de euro și peste un an merge așa. Bravo, mă, coaie, bravo, mă. Ce pot să zic? Mai că mai cumpăr jocuri de la voi dacă e. Hey, Arthur. Good to see you. Why? Muie. You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. There's a spot up this way with a good view of the trail. Am văzut că ăsta, Eugene, se joacă FNAF. Pe mă, băiatule, bă, suntem în 2021 și tu vii cu FNAF, bă, băiatule, bă, știu că ne joc de redere, bă, băiatule, bă, și ăștia caregează redere, care caregează FNAF. Tu ești vă pune, și ne bun. Auzi, cum să te joci cu FNAF? Și joc de căcat, făcut de un om de căcat. Uitați-vă și voi cât am. Uitați-vă și voi, vă place de mine? Ma. Mamă, coaie, mintele în ochi, coaie, ești nebun. What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. He'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old O'Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, old O'Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Oh, you know how it is? A few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled at Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing him. Then let's do it. All right, this is the spot. Hold up on this ridge. Am înțeles. He should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Mamă, e destul de... Hai că vreau de protejată, cum am crezut noi. This is a robbery! Stop. Opa, să-i să-mi pun pantoana acum. Bă! Bă, n-am... Coaie, n-am mască? Pe unde-mi trag mie masca, coaie?
Hai că-mi pun asta, ești nebun. Ia să-mi pun și pălăria pe cap. Arthur Hebb, Raccoon, Miner, Nativ, Accessory, Homestead. A, uite-te și tu scoaia să-mi bag. Nu știu cu aia, eu am o presângere când mai fi de jocul ăsta, să-mi bag pula în el. Nu, pentru că dacă văd că se mișcă așa, frate, atunci, se mă mare, nu știu, nu știu, cu toată sinceritatea mea, eu îmi bag chiar îmi bag pula în el de joc, adevărat. Deci că la alte jocuri nu-mi face așa, dar la jocul ăsta-mi face. Fix la jocul ăsta-mi face. Ce are? Nu știu. Nu știu, nu știu, știi că, că au fost ore, frate, care m-am chinuit să-l fac să meargă și nimic. Și numai că iar revin frustrările cu aia, iar revin nervii, știi? Uite-te și tu cu aia. Ce dracu-i, mă? Bă, ai enjoy this game very much. Yeah, Rockstar, ai enjoy the stuttering, ai enjoy the frame drops, ai enjoy the lag spikes, ai enjoy, enjoy. Ai, last year I played this game very smoothly and now a big in my mouth. Da, hai că mergi și acum. Dar nu știu, știu că și anul ăsta mai pe la început, frate. Știu că așa am avut un cu un driver, știi, și am băgat pe asta din iunie. L-am băgat pe asta din iunie și tot la fel mi s-a mișcat. Deci nicio diferență, frate. Și am crezut că e vorba... Dracu să-l ia, frate, am dat restart, am dat driver-le cu anii, cu DD-ul anii, sar, am făcut tot ce mi-a spus boi ăia, acum... Și da, știu că vă bă la cap, dar mă enervează cu aia, știi? În ce stiu să acum să-mi dă și eu frustrările afară. Singura chestie pe care aș putea să o fac acum e să-mi bag din nou ăla, că ăla mi s-a părut că a fost mai decent, știi? Oh, thank you very much, Mr. Motocila. Dacă licking înseamnă că te lingi în cur. Da, adevărat. Dar poate nu e. Oh, shit. Mamă, cu aia cum arată și nu știu de... Da, am un tic, dar m-a apucat de pulă, nu știu de ce. Oh. Da, am văzut, da, știu că am văzut și pe rigul de-asta din RTX 3090, cred, și nu se duce și pe acolo cu jocul ăsta. Dar mă bucură că mă bucar nu-i la mine, știi? Bă, la mine trebuie să mănânce, frate, scuză-mă. Mă, acum asta ce se mișcă chiar smooth, smooth, așa îmi place cum se mișcă, mă jur. Dar oare se va mișca tot timpul așa? Asta este întrebarea mea. Oh, shit. Mamă, nici nu mai am ăla, ești nebun. Mamă, cum plutesc cadavrele cu aia, ești nebun. Nu, că ceva se întâmplă, frate, cu jocul ăsta, știi? Cred că e din cauza ăstora de la Rockstar, au făcut un... page, ceva care, nu știu, omul se pupă cu update-ul meu de Windows, cu Windows-ul meu. Dar nu cred că are legătură cu, adică are legătură neapărat update-ul de Windows cu stuttering din jocuri. Adică, teoretic, nici că m-ar mira, nici că m-ar mira, frate, știi? Acum, parcă prevă pe unul că spune instalează-ți Windows 11, aha. Hai că da, hai că mi stai zici nebun, pentru jocul ăsta chiar nu fur. Chiar asta am să fac. Mersi de idee, bro, nu mai da. Nu, că Windows 11 nu o să bag, poate să vină Microsoft-ul la mine în genunchi, ești nebun, nici nebun, să-mi dea bine, pentru că de euro, frate, aș băga. Dar așa nu, frate, prefer să mă fugoasă, chiar că nu. Păi nu, dacă e să ne gândim așa, frate, acum o să-ți mai fie frică să ieși din casă, că ți ești de poate nu și îți bagă cuțitul cât. Așa e de cuvinte de la Microsoft. Așa e. Pericol. Peste tot. Since when did you have a problem killing O'Driscoll's? Nu, adevărat. Știi, lasă-l, ești nebun să fie mai viața, mai... Mai crazy, 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 man.
No, așa și unde nu mai trebuie să trag în ăsta, nu? Ups. That should do it. Yeah. Câți bani dă. Let's see if all this was worth. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls. Dar chiar atât de grea e asta, cutia asta. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Așa, american pastoral. Așa și framerate-ul meu, pastoral e. Pastoral e, hai că da. Nu mai are ceva cu aia să, mamă, futu-ți morții, mamă, futu-ți morții tăi cu jocul și cu Rockstar-ul morții. De ce dracu se mișcă ca pula, mă, cu aia, mă? Dau pe auto cu aia, mă, piși pe el, ce-o fi, o fi. Mamă, deci nu mai drag ce crează jocul ăsta, pe bune. Deci, știi că am să renunț la el, pe bune. Dacă nu cumva găsesc o soluție la el, nu mai are rost să mai continui. Adică, din moment ce își bate joc de mine, jocul ăsta chiar... Shit. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. Well, get a scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides... What do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, eh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? My youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. Well, what are you? I'm the future. In all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy sod. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am, and it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen, let's go earn some money. Let's. Hey, all the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. Oh, wow. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Hey, slow down a bit. Da, ce trec cu din gură. Că eu fac reclam de aici, ești nebun, căruța mea, trăsura mea. State line, so shouldn't be too much in the way of guns to deal with. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Whoa, he's up on them horses. They're left here, towards Rhodes. Just the action that requires a brain. Ah, you're a funny feller, John Marston. Come
Mamă, coaie, ce dracu se vede, coaie, nu vă nu are ciutat, ce morții, măsia. Coaie, uitați-vă cum se vede la îndepărtare, ești prost. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. Plus, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing her. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire. And look at me now, in the gutter sea. Back in business, boys. These are innocent folks. We handle this right, nobody needs to die here. Doamne ferească, mă, Dumnezeu. Mr. Marston? Mr. Smith? Mr. McGuire? Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. That's do or die with you. I like it. Get moving. Here she comes. Domnule, te rog frumos să-ți taci gura. Pentru că... Make that quick and join us on there. Hey! All right. Get on that train, bastard. Uite, mă, asta vreau să facă pe erou. Mamă, ce mișto arătau trenul, dar sunt cozi dacă să mai găsesc de-astea. Mai puțin, cred că sub 100 de kilometri pe oră, cred. Mamă, i-a dat somn direct, deci nebun. Touch! Touch! Uite, vezi cum spune și Marston. Se transacțione, s-a transacționat și ție. Aha. Dă, plătește în pizdă, pizdă, Motimo. Hai! Pov! Keep it coming, don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. Yo, uite mă, crede că... Bă, nu plătești, mă, datoria la unchiul Arthur? Plătește. Dă-ți dinții de aur, e nebun. E, ce restă, mă? Bă, jos cu pistolul, cu jos cu pistolul. Ah, asta e că ăsta e de-al meu, am crezut că e... Am crezut că e de-al mic. Plătește în gâtul, mă, de ce-mi plătești? Chica, I'm begging you. Chica, I'm begging you. Thank you. Ai, de ce mi s-a scăzut coaie? Ce? Adică când jefuiesc un tren nu mi se scade. Dacă mai jefuiesc încă o dată de la aceeași persoană scade. Mișto. Da, uite, de exemplu acum când dau cu arma asta nu mai scade de reputația. Wow. Bine gândit, Rockstar. Bine gândit. Dar sistemul ăsta gen de hunter e handicapat cu aia, adică nu scade că jefuiesc un tren, dar scade că mai jefuiesc cu aceeași persoană. Bine mă, frate, bine. Ah, deci trebuie acum să mă duc în spate să văd ce se întâmplă. Apă bune, coaie. Vaua, prost ești mă, coaie, nebun. De ce ne bat-o când deschizi ușa nu te uiți fix la aia, adică pe bune. Mamă, de când aș fi întrebat asta? Era bine dacă dura, știi, ăsta, fără să mai... Care ar mai trebui să mai fi? Da? A, uite mă! A, dar...
Ce mă mâncă mâna. Ia cap din el, bine. Mamă, m-am zgâriat. Money clip. Bine, pe lângă banii pe care îi mai am acum, sunt bă, nu contează, și în plus, dacă îmi pus un pic, e bine. Cum ar fi acum să nu se fi filmat nimic, așa nebuni? Voi nu vorbesc așa, aș clăca. Aș spune că nu se poate așa ceva. Uite-mă. Stai puțin, frate, să jefuiesc totul. Măcar dacă e să... Da, e răbdare, măcar să... Dacă e să fim hoți... Măcar să fim hoți până la capă, nu-i așa, boys? Ia uite, mă, uite, vezi ce era să ratez eu cu aia, ci că și mă grăbea asta, știi, zicea, hai mai repede, hai mai repede, ca să... Arthur, we got a problem. There's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. Fine, in that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. Ed, there's a few more of them torn enough. Me and my big mouth. Okay, let's deal with them. Last chance. Da. Last chance. We got more on the left. And we got more coming from the trees. Wow. Mamă, cam ia să-mi pula să ne bucați. Mamă, dar mă zic și cu uite, dar eu poate că uite mult lucru, de fapt. Până, mă, de dai oricum o să se evolueze în funcție de cum o să evoluăm și noi în poveste, știi? Adică, peste, știu, un capitol sau două o să fie mai ca lumea, înțelegi? Dar uite, știi când împuși pe șerifii ăștia, nu scade honorul? Dar trebuie să scade honorul, doar când vrea. Doar când ne programa să scade, înțeles. Nu știu, știi ce mă, nu înțeleg eu, frate? Gen, lumea se plânge, nu știu dacă am zis de treaba asta, lumea se plânge de designul misiunilor, adică gen te duce punct A în punctul B. Dar nu prea văd cum ai putea să faci altceva diferit, adică... Asta nu pot să-mi dau seama, știi? Adică tot trebuie să pleci dintr-un punct ca să ajungi din alt punct, nu? Adică nu prea... Da, nu prea pot să-mi dau seama cam ce vor oamenii, de fapt. A, acum trebuie să fugim, nu contează în ce direcție, doar să fugim, ok. Măcar atâta. S-a făcut și seara cu aia. A, uite-te și tu cu aia. Da. Nu știu, indiferent de ce se tare pun cu aia. Și dacă aș fi pus direct și a zis, bă, știu ce am să fac cu aia? Bă, oare să fie din cauza vâsincului, dar nu are mult cum să fie, că am mai avut vâsinc în el și am avut frate și Saint Denis. Am avut 60 de FPS, frate, constant, deci fără stat, îmi vorbesc serios. Același calculator, aproximativ același setări, fără stat, cu aia. Și am o să zic că mamă, m-am uitat când am plictisit cu aia, trebuie să ne răbdare. De la Sharpening, băi... Bă, nu cred că ar mânca TIA Sharpening. TIA Sharpening înseamnă să, cât de clară să fie imaginea, știi? Că dacă n-ai fi pus ăla, imaginea s-ar fi văzut foarte, foarte blurată, știi? That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Bă, lume, ca totul cu acest episod, cred că v-a plăcut. Eu am să mă opresc pe aici. Nu știu. Să vedem dacă e rezolvat cu jocul ăsta, dar deși mă îndoiesc, am să vă anunț. Că...
Ia câte ceasul, sunt chiar acum o secundă. Mă, e 4 de-a doua, că eu suntem ok. Dar nu știu, ideea este că... Deci în ianuarie, frate, când am jucat jocul ăsta, n-am avut treabă cu aici nebun. Nici măcar în august, când m-am rejucat de el. M-am reapucat de el, nu am avut. Și mi-am instalat și mi-am zis, acum poate vă întrebați, băi, ți-ai dat uninstalat driver cu DD-ul? Da, am făcut treaba asta. Nu a mers. Nu merge, deci ăsta e singurul joc care îmi face fițe. De ce oare nu știu, acum se pare pe aici că merge bine, dar când ajung în oraș, se rupe filmul, deci parcă zici că e rupt de bea cu aia, Billy Mina, o să faci, adică l-am făcut pe ăsta. Asta a fost clipul, sper că v-a plăcut, eu am fost la cu voi, mai ați la clipul cu Redere 2, data viitoare ne vedem probabil că joi, tot pe la aceeași oră, pe la vreo 5-6, cu Vice City, măcar ăla n-are stuttering și se vede ca lumea. Și ne auzim data viitoare. Păi, așa că fiți cu mine să aveți grijă de voi, că de nou nu are nimeni. V-am post, aveți o săptămână cât mai frumoasă. Pa, pa!